Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit aici la un nou episod din Rise of the Tomb Raider. Suntem aici cu Lara și știu că nu cunoașteți zona, însă o să vă spun imediat de ce. Ieri parcă am filmat cu XSplit, pentru că mi-am cumpărat o licență și am zis, bă, hai să testez și XSplit-ul. Și în prima fază am fost foarte încântat de XSplit pentru că în joc aveam undeva la 70-80 de FPS-uri, ceea ce în OBS în momentul de față am 60, și am zis, what the fuck, cum am în XSplit mai multe FPS-uri? Și în prima fază am zis, ok, dacă filmez cu XSplit-ul dacă am așa de multe. Și am filmat cu XSplit două episoade. Am zis, hai să filmez unul în plus, pentru că necesita oarecum, pentru că nu aveam campfire în apropiere și nu salva jocul altfel. Toate bune și frumoase, filmez două episoade când ies din joc, să pun un episod pe canal. Ce să vezi? Episodul se mișca cu 20 de frame-uri, deși în setările de la XSplit am făcut setare să filmeze cu 60. Și era filmat cu 25-30, undeva pe acolo. Și vă dați seama că nu le-am pus pentru că nu aveam cum. Se mișca penibil în unele zone. Aveam chiar 8 FPS-uri, deci vă dați seama. Și da, cam asta a fost faza cu XSplit-ul. Nu-mi pare rău că am luat licență pentru el, pentru că n-a costat foarte mult. Am luat-o de pe G2A cu 9 lei sau ceva de genul ăsta, pe un an de zile. Și da, am văzut comentarii și tot felul de chestii pe net că ar fi mai bun XSplit-ul decât OBS. Ideea e că XSplit-ul consumă ceva mai multe resurse decât OBS-ul și automat îți scad FPS-urile dacă nu ai un PC tocmai decent. O, shit, am căzut aici. Bine, oricum trebuia să ajung pe undeva pe aici. Ca să pot să trag de aia. Ca să fac ceva de genul ăsta. Nu te dun foc! Nu te dun foc! Ok, perfecto! Acum poți să tai asta. Te duce acolo. Apoi da, Jesus, frate. Haide, ieși, ieși din apă, frate, că trebuie să trag în butoiul vieții. Ieși odată din apă. Perfect. Really? Am tras cu arcul? Du-te, dracu, de arc prost. Ăsta trebuie. Așa, și după ăsta mai am unul singur. Dau, cade? Normal că nu cade, trebuie să faci tot. Mai e ăla de acolo. Și trebuie să-mi dau seama cum aș putea eu să fac asta, pentru că dacă e să fac aceeași chestie de aici, asta ar însemna să vină butoiul, se duce fix acolo. Deci exact unde e focul ăla. Mie trebuie să ducă în partea ailaltă. Am crezut că o să se ducă iar în apă. Deci trebuie să dau mai e și în partea elaltă. Deci mai sunt și în partea elaltă butoaie. Ideea e că nu știu dacă ajung acolo. De ajuns ajung în partea aia, că de acolo am venit, dar mă refer la faptul dacă ajung butoaiele de acolo pe partea asta elaltă. Ultima oară, ce să vezi, nu avem cum să iau butoaiele de acolo. Hai să mergem până aici să vedem. Eu ăsta mai trebuie să-l distrug, adică să-i dau foc.
Ca să cadă statuia aia și să pot să mă sui pe ea după aia. Deci, hai să mergem un pic pe aici să vedem care-i treaba. Aici e un mecanism care nu prea îmi dau seama ce ar trebui să faci cu el, pentru că dacă trag cu arcul în alea, pot să mișc ăsta așa, dar faza e următoare. Nu se întâmplă nimic dacă trag de chestia aia, adică te gândești că s-ar duce butoiul la undeva, dar nu se duce. Cam asta e faza. Pe sub astea, pe aici nu intră. Deci, trebuie să-mi dau seama. Da, știu că trebuie să trag de aia. Hai să facem o chestie. Mergem frumos aici. Deci, tot ce pot eu să fac de aici e să trag de chestia aia, ca de un butoi. Și acel butoi, nu pot să fac altceva cu el decât să trag în chestia aia ori acolo, ori acolo, și să-l prind de butoi. Și după aia, nu știu. Hai să vedem ce Dumnezeu putem face aici. Trebuie să trag mai multe butoaie. Să prindă câte unul în fiecare colț de la. Ok, pe ăsta l-am prins. Știu că data trecută am stat un pic pentru că. Ok. Am băgat câte un de ăsta în fiecare. În fiecare butoi. Acum, hai să vedem ce Dumnezeu facem, nu? O să trag aici. Trage de chestia asta. Aha, asta era faza, mă. F. Iar acum eu trebuie să împing asta în apă. Și du-te, 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 du-te. Perfect. Și acum ăsta o să se ducă acolo. Sper. Și facem așa. Perfect. A fost perfect. Deci a fost perfect. Mamă, ce e aici? Ok. Sus. Dă-te așa și sări, frate. Bun. Bun, bun, bun. Știu zona. Cade prostia aia. Păi da bine că te duci. Frate! E aiurea? Deci e foarte aiurea pentru că trebuie să fugi de aia, că trag ca disperați în tine. Trebuie să fii atent la milisecundă, pentru că dacă ai ratat o chestie, te-ai dus. Am zis că știu zona, m-am referit că știu... haide, sări odată. Bun. Știu pe aici că trag ăștia foarte mult în tine. Bun, și aici ce dracu faci? Îmi explică și mie cineva. A. Sări. Dai cu asta și sări prin...
Mamă, câte chestii de făcut. Bun. Sper pe partea asta, perfect. Ține-te, ține-te. What? Ok. Bun. Ține-te. Frate, te urci dracului odată. What the fuck? Doamne, deci o țineam să se ducă dracului sus, să te urce pe cutie. Ea nu putea, mă, ești nebun. Ține-te și urcă dracului odată, acum cade aia. Perfect. La cum trag ăștia în tine să-ți bași picioarele. Mai bubuie și... What the fuck, joc? Am apăsat să sară. A sărit pe dracu. Dar nu stau, cred că tot episodul stau să trec de pișatul ăsta, ești nebun? Da, fugi, băi, frate, fugi. Na, ok. Deci trebuia să întâmple chestia asta. Bun. Hai că a fost... Am încercat de vreo 4 ori, dacă nu mai mult. Dar e ok. Bine că vorbești la telefon. Sau la ce vorbești tu. Mă enervează că în momentul când vorbește la telefon, nu poți să alergi. E nici nu... Da, închide dracului telefonul. Parcă avea rebreather de ăla, nu? Ar trebui să fie ok. Nu știu unde dracu trebuie să mă duc, sincer. Bănuiesc pe aici, pentru că altă zonă n-am văzut. Bun. Doamne, cum stă pantalonia pe ea când sunt uzi, ești nebun? Bănuiesc pe aici. Totul e inundat pe aici, nici nu mă așteptam să fie altfel. Ok. Partea e o gratie, deci n-avem pe unde să mă duc. Ce e asta aici? Bani? Money, money! Încă nu știu ce poți să faci cu bani în jocul ăsta, dar mă rog. Niște chestii pe aici. Acolo avem o așa, aici avem un de-asta perfect. Bă, voi ați văzut că a rupt ăsta mult mai repede? Deci cred că asta a făcut upgrade-ul ăla. Ieri parcă am făcut upgrade-ul, da. Și a fost în videourile alea pe care n-am putut eu să le pun. Am făcut un upgrade la climbing axe-ul ăla. Și ați văzut? De repede a desfăcut aia, deci efectiv de două ori m-a apăsat pe ei și a desfăcut containerul ăla. Până acum trebuia să spameze eu până deschidea ăla. Interesant totodată și sper să pot să deschid și chestiile alea încuiate, deși mă cam îndoiesc. Astea le am full, dar închide și tu telefonul ăla că nu poți să mă urc, ești nebună la cap, în continuu vorbești la telefon. Femeile astea ești nebună. Ok. Hai să ne urcăm. Băi, nu știu cât mai durează jocul, adică... cât mai e până îl termin. Însă, v-am zis, vreau să-l termin pe canal, deci... O să mai fie episoade. Probabil ca și acum, nu zilnic.
Ăla e al meu. Din moment ce dispare ținta când o pui pe el, înseamnă că e al tău. Altfel ar fi roșie. Aici, în niciun caz, nu cred că trebuie să mă duc. Așa că o să merg la tipul ăsta. Yo, my man. Zici că e viking, ești prost. Ok, vreau asta. Avem o coară pe care putem cobora acolo. Și avem o locație acolo, deci... Da. În episodul trecut, pe care automat că n-am putut să-l pun, filmat în 20 de FPS-uri, am învățat să fac chestia asta. Dai pe E și pur și simplu sări așa. E o chestie foarte folositoare. Și am învățat ceva, dar nu mai țin exact ce. Tot într-un episod de ieri m-am speriat de moarte pentru că am ajuns într-o zonă, tot genul ăsta așa, vegetație, chestii, frumos. Mă trezesc cu o pisică de aia, ce Dumnezeu era, râs sau ce naiba era, pisică de aia sălbatică. M-am speriat așa tare, nici nu-ți vine să crezi, pentru că... Da. Cred că ar trebui să sărpa asta, nu mă gândesc. Era vegetația prea mare, înaltă și a ieșit așa, poc, direct pe mine. Mamă, câte chestii avem aici, prietene! Asta nu se pot lua, bun. Avem un campfire, hai să vedem ce putem să upgradăm și noi acum. 3 skill point, really? Oh my god! Hai să vedem pe Hunter dacă putem face ceva. Execute a close range bow finisher and improve așa, chance of looting, special arrow, deci ăsta poți să, în momentul când tragi cu arcul în cineva, la apropiere, în momentul când îl lootezi, poți să nimerești, zici, săgeți speciale, gen explozive sau ceva de genul. Dar asta la fel, poți să găsești gloanțe, chestii, ăsta ce face? Full charge bow, aiming remains steady. Asta poți să ții arcul încărcat mai multă vreme. Știu că sună ciudat să ții arcul încărcat, dar în momentul când tragi de săgeată, știi? La asta se referă. Deci Hunter, survival, ce avem pe aici? Survival instinct show nearby relics. Ăsta-l vreau. Upgrade fire arrows to increase the range. O să trag la depărtare mai mare cu săgeți de foc. Increase the size of duration poisons, cloud, așa. Ăsta crește durația, what the fuck, durata de poison, de o travă. Și ăsta upgrade grenade arrow to disperse additional explosive. Ăsta e ok. Și aș pune unul și pe brawler. Dar hai să vedem mai întâi ce e. Takes lightning less damage from enemy gunfire. Ok. Dar nu mă așteptam să am 3 skill point-uri, pentru că ieri când am ieșit din joc aveam unul. Bine, nici unul nu aveam, că parcă l-am pus, dacă nu mă înșel. Hai să vedem ce avem la bow. Avem hold time-ul, bineînțeles. Și pe astealaltă ce avem? Pe pistol avem... ammo capacity, recul și damage. Bănuiesc că... și aici avem ammo capacity, ok. Bă, având în vedere că trag mai mult cu arcul, o să... Aș pune asta, dar faza e că... Eu nu țin arcul încărcat foarte mult, adică în momentul când ies să trag, trag, adică nu... Nu țin foarte mult. În schimb, ăsta are ammo capacity, deci mai multe gloanțe în încărcător. Nu, o să pun pe ăsta.
Nu mai am upgrade pentru AK, însă am pentru pistol și o să pun pe recul, cred. Da, recul, mai bine. Așa, bun. Am terminat și cu weapons. Acum hai să ne ridicăm de aici și să, cutia asta se poate lua, nu. Să țin arcul pus. Să fac eu aia. Avem ceva aici? Ok. Astea le-am full, n-am nevoie. What the fuck e aia? Tools, ai. What? Ok. Îți dă ceva... Că am luat una din 8, ok. Dacă sări de aici, sunt, cred că am mort. Just keeping until then, nu știu ce, ok. E o ceva acolo, că văd. Dar o să mă duc înapoi. Și mă duc pe frânghia aia pentru că... Eu cred că e mai ok. Bine, am venit de acolo. What? Uite mă, l-am găsit pe grasul ăla de la începutul jocului. Ce tare. Ok, space, skip. O să-i dau skip și la asta imediat. No, bun, da. 3 skipuri, ești... What? Bine că s-a prins de aia skip. Mai dau unul, fii atent că mai dau un skip. Nu mai dau? Atât? Normal că mai dau unul. Păi cum să nu dai skipuri în jocul ăsta, ești nebun. Stai că momentan e în loading. Normal că stă în loading, pentru că na. Soviet. Ok. Trinity. Ce naiba e aia, prietene? Ok. Ok, prietene. Cred că acolo e o baza Trinity. Dar vom vedea în episodul următor ce e acolo. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, apăsați și voi pe acel buton de like. Dacă nu v-ați abonat până acum și vă place canalul și jocurile și ce fac pe el, puteți să vă abonați. Eu am fost Asasinul și până data viitoare, numai bine!